centură gravitațională. Te iubesc. Aveți nevoie de un moment? Dar nu vorbeam cu ea. Am venit să negociem. Leo, n-avem ce negocia. Greva s-a încheiat. Las-o mai moale, bănosule. Ai nevoie de ei pentru demonstrație. Așa că avem câteva noi doleanțe. Ridică-te. Da, scuze. 1. Gustări mai bune. 2. Fond de pensii substanțial. Nu știm ce e, dar știm că-l vrem. 3. Șerci asortate. Leo, sunt niște cereri interesante. Păi, te-aș minți dacă aș spune că nu m-am implicat. Dar ai lucrat atât de mult la ce vor ei. De ce nu vrei să vorbim despre ce vrei tu? Aici nu e vorba de ce vreau eu, dar te ascult. Leo trebuia să întoarcă până acum. Plămânii lui sunt prea mici să vorbească atât de mult, nu? Probabil că negocierea e dură. Știam eu că nu trebuia să cer găleata cu smântână. Da, sigur ăsta e punctul nevralgic. Ah, în sfârșit, omul cu centura a căzut în găleata noastră? Nu, de fapt, am venit să încep antrenamentul pentru prezentare. Nu poți face fără unul din noi. Păi de fapt, chiar pot, pentru că voi ați fost înlocuiți. Bum! Bum! Stai! Tu ne înlocuiești? Trebuia să negociezi pentru noi. Să fiu sincer, cererile voastre erau ridicole. Erau cererile tale de când au devenit ridicole? Când am primit ce am vrut. Bum! Asta e incredibil. Îl adusesem pe deav în port unde voiam și Leo i-a dat pur și simplu toată puterea. Știu, la ce s-o fi gândit? Acum nu o să mai primim șepcea sortată. Dacă Leo are succes ca pilot de test, deav în port obține ce vrea, iar noi pierdem. Vreau televizorul. Sunt o adolescentă complet irațională și e singura chestie care mă ține să nu mă descarc pe voi. Prieteni, cred că am înțeles jocul domnului Davenport. Nu-l poate folosi pe Leo la prezentare, e o capcană. Ai dreptate. Davenport are nevoie de noi pentru că suntem antrenați, în formă și putem să o purtăm. Iar Leo e... Leo. Domnul Davenport știa că Leo e șeful. S-a gândit că dacă taie capul bestiei, bestia va muri. Stai eu, bestia, iar noi vom muri? Nu m-am antrenat pentru asta. Zic să mergem pe mâna lui Davenport și în același timp ne răzbunăm pe Leo. Omorâm două păsări cu o piatră. Stai, omorâm păsări sau bestii? Sunt așa de confuz.